Ce faci acolo, Alexia? Te joci cu Alexia? În sfârșit le văd și pe ele stând amândouă una lângă alta. Și Alexia nu face urât, văd că îi place. Las-o. Alexiu, cea? Da, da? Vine. Ce faci? De seară vine moșul, adică imediat vine moș Crăciun. În 2-3 ore vine moș Crăciun. Colelale nu. Hmm? Colelale nu. Alexuța? Tu stai acolo să-ți facă soartea? Bravo. Ce să spui, Titi? Vine moș Crăciun, are? Vine? Ai fost cu minte? Alemos? Alemos, da. Iubește-o. Noi îl așteptăm pe Moș Crăciun. Da. Să vină Moș Crăciun? Da. Stai. Și pe vet. Trecem pe drum. Hai să-i aducem un pahar de apă și o felie de pâine. Hai cu tati. Dă mâna la tati. Okay. Hai repede. Vine Moș Crăciun. Hai, tu stai cu minte, da? Hai să aducem apă și pâine. Pare bine. Și ne bate în geam. Hai ca să-l întâmpini, hai repede. Didi! Didi! Vino leac la tataia să vie. Hai repede să aducem apă și pâine. Vino tata. Da, poftim, poftim la noi, poftim, poftim la noi. Ia, vină la geamă. Ia, cucea mea de șiniuri la noi. Cine vine tati? Moș Crăciun. Vezi, nu... Hai, o adus cadouri. Cine vine tati? Cine vine tati? Cine vine tati? Ce-i facă tițele? Moșul, tate! Du-te la moșul și dai pupul moșul. Ia-l din mână și tu cred, cred că sunt tine mi-o leagă de ea. Mama, îi ține la cigale. Lasă. Nu obliga, pentru că noi suntem aici și faci cu ea. Dă mâna lui moșul. Hai moșul, pe parte, bă, tu la moșul. Zii, hai și bea niște apă. Dă-i apă și pâine, tate, da? Gingălbei, tate. Zii lui moșul, stai jos, opa. Spune, spune, stai hopa. Spune-l moșul, stai hopa. Ia de acolo apă și pune-și, dă-i moșul. Da. Dă-i moșul. Dă-i tu moșul. Ține cam două, măi. Dă-i moșul. Zic că ai venit de la drum lung, ești obosit. Mulțumesc, fetița lui moșul. Sper și mare. Da, dă-i spate. Mulțumesc. Așa, tati, bravo. Vino cu ala. Hai la moș să-ți spui o poezie. Ia fața poezie? Hai. Du-te la el acolo. Oh, dar grea ești, netița. Moșă, tati. Cum îi spui tu lui moșul poezie? Spui lui moșul poezie, ai învățat? Spune dacă ai învățat. Colindă-l. Colindă, tati. Spune, dom, dom, să înălțăm. Hai să cântăm amândoi. Dom, dom, să înălțăm. Cântă, tati. Cântă, Didi. E rușine, nu scoatem sunet. Ți-e rușine de Moș Crăciun? Rușine. Vorbește cu moșul. Ia spune lui moșul, câți ani ai? 3-4. 3-4? Și cum te cheamă? Dar pe surioara ta cum o cheamă? Pe surioara ta cum o cheamă? Ale. Ah. Să-l luăm și pe urmă. Ia treabă moșul, asta cu ei. Adă și pe ea, să-l luăm în brațe. Hai, vină la moșul.
O, oh, că-i cade barba la moșu. Astea sunt voastre? Întreabă moșu. Astea sunt voastre? Oh. Astea sunt cadouri voastre de la moș Crăciun. Ce-a adus moșu? Ia să vedem. Ce-a adus moșu aici, tati? Scoate Didi de acolo. Ia o zis moșu să scoți afară. Ia scoate afară. Ce-a adus? Îi dai lui moșu să dai baba? Da. Ce-i, o? Ia să scoate, te ajută, tati? Hai să vedem. Uuu, pune-a jos aici? Hai! Reclama, închideți reclama lui Alexa. Hai să stai aici, popa. Hai să te ajute, să te ajute moșu. Ia uite. Pe ăla de mijloc. Uuu. Ale, uite. Nu vrei jucării, tăi, vrei să fac? Moșu, vrei să fac salamii? Uuu, jucării, haine! Didi! Asta e a ta, tati! Vaa, ce faină! Tu spui mulțumesc, zi! Ai răbdare are! Ți-a dus până la urmă? Uite-a venit! Nu, am închis aici, dacă nu pot copdou. Nu știu ce am filmat acolo. Spune mulțumesc! Spune mulțumesc! Ale! Vino, tati! Hai să-ți dă-te! Deci, nu, Ale! Îmi trebuie moșul, cred că baterii. Baterii. Wow! Hai, că ți-o adus moșu. Îți place de bărusă? Dă-i pup lui moșu. Dă-i pup lui moșu. Hai, dă-i pup lui moșu. Dă-i pup. Nu-ți mai dă păpușa. Nu, ți-a dat-o. E bun moșu. Să-l moare, poate și baterii moșu. Pentru jucării. Fai, că și darnic moșul. O tata ne-a măznică, că a fost o brazi. Brazi din unii au dus jucării, tati. Hai. Tu nu-ți place moșul, papa, tu voi? Îți place? Da? Frumoasă. Dar nu vrei spune mașină, mulțumesc. Tu vrei mașină? Uite moșul, tu a adus mașină. Nu mai vrei? Eu dau înapoi? Eu dau moșul? Te duc la alt copil. Păi eu duc la alt copil? Placă, ți-l desfaci mami după aceea, da? După ce pleacă moșul, ți-l desfaci mami, da? Da, hai cu moșul la brad acolo să faci o poză, hai. O poză faci, da? Hai cu tati. Hai cu moșul să faci. Ia mâna la tati. Nu vrea, nu vrea, nu. Nu vrei? Ei, ea e mai rușunoasă, na. Pleacă moșul. De ce? Fă-i pa. Pa, pa, tati. Fă-i pa. Fă-i pa lui moșul. Hai, hai cu moșul. Nu vrei cu moșul? Săracuța, stia. Apoi să vină, auzi. E noaptea pe la cânt. A plecat. Florile darbe și ei vin mereu, mereu. Florile darbe și le aduc pe Dumnezeu. Florile darbe, Dumnezeu adevărat. Florile darbe, soare ras de lumina. Florile darbe, noi vă zicem să trăiți. Florile darbe, împrumuți-a fericiți. Florile darbe, florile darbe.
știu dacă mai prind. Alexiucea, nu calca acolo. Tu ești acuafor? Plecăm la coafor să tundem fetele. Le-am făcut programare ieri și azi la două avem programare să le tundem. Mai pot câte zi mi-a trecut răceala așa cum o iară început. Mi-a trecut și din nou a început. Nu mai pot. Din nou mă doare capul. Abia aștept să nasc, să fac ceva, să nu mă răcesc, așa des că nu se mai poate. Nu mai fac față. Am filmat un pic în ajunul Crăciunului, când a venit Moș Crăciun și când am mers, s-a îmbrăcat Cosmin în Moș Crăciun și am mers pe stradă și mă împărțe bomboane și mandarine la copii. Nu prea erau mulți copii, puțin copii au fost. Și după aia n-am mai filmat de Crăciun, am mers în vizit la neamuri, la prieteni, la... Da, nu am filmat. Iar acum este joi. Nu mai avem vreo 3 zile și plecăm înapoi. Și am zis să mergem să ne tundem pentru că e greu. Alex are părul foarte lung. Se încălcește des. Acolo ce? Unde? Aici. Ai murdar? Da, ce mi-ai dat și tu cu mâna? E murdar. Hai să vedem dacă o să te iei la tuns. Hai, urcă! Dă mâna! Hai că am prins-o într-o toane bune azi. Mm-hmm.
Alexia, gata, am tuns-o. Acum Adelina a rămas la tuns. Doar că eu cu Alexia am ieșit afară, că n-are răbdare. Și am ieșit să o plimb. Da? Ne plimbăm un pic prin oraș. Aici în față, la coafor. A fost foarte cu minte fata la tuns. Ai fost foarte cu minte. Da? Și Adelina e cu minte. Ia să vedem cât tot din păr. Avea părul foarte lung. Și mi-are o codiță. Dar era foarte greu pentru că se încălcea. Așa e mai bine. E atât de bucuroasă. Este atât de bucuroasă. La salonul clas, unde o fetele de fiecare dată, pe Republicii, e o doamnă tare de treabă. Și lui Alexia îi place de ea și de fiecare dată că le-am tuns aici, le-am tuns. Acum așteptăm să termine Adelina de tuns. Vrei la mașină? Uite, cunoaște mașina. Cunoști mașina lui tati? Da? Asta e mașina lui tati? Nu avem chei ca să ne urcăm în mașină. Ai crezut că e scurt? Am crezut că e așa, nu știu. Trebuie dat că i s-a obișnuit prins. Vai. Parcă ești alta. Hai la mașină. Stai. Parcă ești alt copil. Și la altă parte de tine.